cunoașteți problemele. Cred că coeficientul cel mai corect este cam de 15%. Zic și eu. Asta este propunerea mea. Gândiți-vă la celelalte probleme care sunt și cum sunt la mine. Dacă Consiliul Județean nu a spus, nu a dat nicio... Nu a dat nouă voie ca să... Da? Să punem în judecată. Deci, o să vedem să ținem cont de anii anterior, dar nu mai avem obligativitatea să respectăm. Nu știu care este, dar am gândit-o foarte bine când am spus 15%. Deci, a venit contribuția noastră cu 35%, 1912 lei, cum era înainte. Deci, domnul Rusă, 1015, mai vreau să știu cineva asta. Domnul Afiu și domnul Rusă, e suficient, noi trebuie să ne spunem de ziua nouă bani, noi suntem așa mai amărâți, mai... E ok, 15%, dar domnule impune, plătim 15%. Cazul care am spus era și dumneavoastră, era la Munteanu Alexandrina, așa spune în april, noi eu știu de Natalia, e căzută la pat, fiică s-a omorit, a mărbdat o duminică, e cu gire de acolo. Era vorba despre ce trebuie să continuăm. A, bine, dar e ca... Nu, zicea doar că... Eu sunt domnul primară. Cam asta. Ai dorit să cineva altă propune? Dacă nu o să punem la vot proiectul de hotărâre. Rămânem cu 15%. Să punem la vot, proiectul de hotărâre este cu 35% în cont de... Da, iar sunt două propuneri cu 15%. Da, mi se pare corect, adică să supunem, să supunem la vot întâi propunerea celor doi consilieri. Da. Da, dacă mai sunt alte, dacă mai sunt... Trebuie întrebat, dacă nu sunt alte propuneri, trebuie să punem la vot propunerea celor doi consilieri. Prima dată, da. Cine este pentru? Înseamnă că coeficientul de 30% de aici a picat. Deci rămâne 15%. Deci toți 10 consilieri, da? Da. Și acum să pun la vot proiectul de hotărâre, forma prezentată de executiv, cine este? Nu de executiv. Cei doi consilieri. Aia am propus, da. Am propus, am votat. Da. Mulțumim. Nu sunt pe hotărâre, nu sunt pe hotărâre. Nu mulțumim. Vedeți, cineva vrea să se scrie la cuvânt? Deci am de cele două tuburi de la afară. Da, da, cele două tuburi de dus la afară. Ieri am fost comisia, a venit comisia. Comisia stabilită în ordinul prefectului vis-a-vis de calamități. Și au identificat toate pagubele care s-au produs la urmare a inundațiilor. Comisia a zis, domnule, foarte bine, tot avem tuburile alea care ne urmează la drumul tehnologic, alea de 1500 la Leontinești, să le punem la aflare. Deci drumul care duce la Muntenaș acolo sus trebuie pusă două, iar dincolo, ca să facem deschiderea mai mare, punem tot două, cap în cap. Din cauza că sunt subdimensionate. La Culiță Pasca le tub de 1500, așa. Iar aval de Culiță Pasca au tubul mai mic. Așa au fost atunci situația. Pentru că ar fi bine să luăm tot le avem acolo, să le folosim. Și o să rămână două de alea, 800 sau de 1000 de câte sani, le folosim în altă parte. Deci asta e ca și o informare, nu? Da, face proiectul hotărâre. Dacă tuburile despre care se vorba au fost folosite la drumul tehnologic de la acolo. Da, am explicat că... Ar fi schimbat starea de acolo cu altele mai mari. Deci să le punem mai mari în caz de viituri mai puternice, să preia degetul. Iar acolo degeaba punem la Muntenașul, dacă nu schimbă și ne-am mitic afară. Am vorbit că ne-am mitic afară, eu spun domnul primar, dar n-am cu ce, eu ca să fac ce vreți dumneavoastră aici. Și atunci o să punem în continuare, deci de la Strătulat și până la Mitic afară acolo, să punem două tuburi de alea mari. Iar dincolo, unde e fântâna la Elvira la afară, o scoatem pe ăla de 1000 și punem două de astea, de 1500. Tot avem, nu avem unde să le folosim așa mai.
spus și regulă, nu? Da. Și am spus și mai înainte când era dumneavoastră. Să vină doamna Fodă. Nu depuizată toate problemele la urmă, de zi de care am vizat cu trebuie și nu. Și să ne vină.